Câinele tău năpârlește mult. Lasă păr în exces în casă. Stai aici să spun eu care ar fi soluția. O hrană de calitate este extraordinar de importantă, dar pentru mine și din experiența mea, mai important este să ne ducem câinii la toaletaj canin profesional. Ea e Cali și face aici pe victima și pe Miloaga. Ea e Cookie. Ea e un metis. Și amândouă merg regulat la salonul de toaletaj canin. De ce? Pentru că o spălare profesională nu se compară cu nimic. Eu am mai postat videouri cu femeia de Rottweiler, cu Cali, atunci când am dus-o la toaletaj și recomand întotdeauna cu încredere. Acum, bineînțeles, contează foarte mult salonul de toaletaj canin, pentru că, la fel ca în oricare domeniul, nu toți groomerii sunt profesioniști. Care sunt avantajele atunci când îți duci câinele la salon de toaletaj canin? Spălare profesională, produse profesionale, uscare cu sofiator sau la cabina de uscat, se scot fire de păr moarte pe care noi, în mod normal, nu le putem scoate. Am folosit de-a lungul anilor tot felul de perii, doar că nu le-am folosit corect. N-am știut cum să le folosesc corect. De asta am preferat să-mi duc câinii mei până la urmă la salonul de toaletaj canin. Eu nu-i spăl, sau familia mea nu spală niciodată câinii acasă, chiar dacă unii o să zică da, că e scump, niciun serviciu de calitate nu a fost ieftin și nu cred că va fi vreodată un serviciu de calitate ieftin. Dar, din punctul meu de vedere, merită fiecare leu în parte. Deranjul pe care ți-l faci atunci când îți speli câinele acasă, pentru mine e deranj, pentru unii nu e, știu persoane cărora chiar le place să-și spele câinii acasă, doar că nu să uscăm niciodată câinele așa cum îl uscă la un salon de toaletaj canin profesional, nu o să reușim niciodată să scoatem firele de păr moarte așa cum se întâmplă acolo. Mersul regulat la salon de toaletaj canin, hrana de calitate și periajul zilnic sau la câteva zile sau cum spune un groomer care asta face, că sunt profesioniști, sunt oameni care investesc exagerat de mulți bani, enorm de mulți bani în evoluția lor. Merg la o grămadă de cursuri, schimbă produse, testează, merită să-ți duci câinele. Asta e părerea mea, fiecare face cum vrea. Noi ne ducem câinii noștri la salon de toaletaj canin și nu avem probleme cu părul. Ne vedem în video următor.